Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în Parcul Municipal Cetate din Deva la un nou concert extraordinar al Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu. Revenim cu drag în acest oraș minunat și mulțumim pentru invitație domnului Florin Oancea, primarul municipiului Deva, și domnului director Florin Ilieș, consilier local al municipiului Deva. Salutăm buna organizare a întregului eveniment, coordonată de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean. Numele meu este Cristina Roman și în această seară vă invit să ascultați Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu. Aseară au susținut ultimul concert din cadrul stagiunii simfonice de la Sala Thalia, încheind o serie de 35 de concerte simfonice, 10 recitaluri camerale și multe alte evenimente inedite, atât cu public cât și în mediul online. Transmisiunile live au fost urmărite de peste 300.000 de spectatori, iar în sală au fost prezenți peste 2.500 de iubitori ai muzicii. Vă invit să aplaudați Orchestra Sibiană pentru toate aceste rezultate! Desigur, proiectele filarmonicii nu ar fi posibile fără constanta și puternica susținere a Consiliului Județean Sibiu. Doamnelor și domnilor, alături de orchestră vor urca pe scenă soprana Melinda Samson și violoncelistul Filip Papa. Renumita soprană, Melinda Samson, este absolventa Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, a susținut numeroase concerte în bisericile fortificate ale Transilvaniei, devenind un adevărat reper al calității interpretative pentru stilul baroc. În prezent este lector universitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală. Filip Papa, unul din muzicienii români de elită, recunoscut internațional, mai ales în postura de violoncelist al Quartetului de Coarde Ad Libitum, este solist concertist al Filarmonicii Moldova Iași și profesor asociat al Universității de Vest din Timișoara și Universității de Arte George Enescu din Iași. La pupitrul dirijoral îl întâlnim pe Tiberiu Soare, câștigător a mai multor premii și cu o vastă experiență dirijorală în domeniul operei și nu numai, dirijorul principal al Filarmonicii de Stat Sibiu și director artistic al Operei Naționale Române din București, Tiberiu Soare va îndruma cu deosebită eleganță concertul nostru. Artiștii v-au pregătit un program care aniversează doi muzicieni de o valoare inestimabilă. Se împlinesc anul acesta, doamnelor și domnilor, 140 de ani de la nașterea lui George Enescu și 100 de ani de la moartea lui Camille Saint-Saëns. Astfel vom asculta 7 cântece pe versurile lui Clement Marot, compuse de George Enescu în orchestrația lui Teodor Grigoriu, celebrul concert numărul 1, opus 33, în la minor, pentru violoncel și orchestră de Camille Saint-Saëns, iar în încheiere vom asculta misterioasa suita 1 de George Enescu. Vă doresc o seară cât mai frumoasă și audiție plăcută!
Thank you.
Thank you.
Bună seara, vă întreb din off așa. Plouă, dumneavoastră suferiți cel mai tare. Mai doriți să ne ascultați? Mulțumim!